Da, deci tot încerc să fac cursa asta și cu Ferrari-ul ăsta tunat cât se poate de tare, este pe cum îi zice, pe locul 2 sau pe locul 3. Așa că cred că o să-mi cumpăr un la Ferrari, că altă explicație, doamne, altă soluție nu mai văd. Asta e a doua oară când încerc să filmez. Și paia asta frisită e super nașpa. Așa, deci, la Ferrari. Am nevoie de ceva cu handling mare ca să facă curbe ca lumea. Așa că voi merge până la filter, la clases 2. Și asta are la handling destul de mult, plus că e netunată. Așa că, da. Dar nu vreau, vreau roșii sau cum arată verde. Nu, roșii. Că doar e un Ferrari, trebuie să fie roșu. E și asta frumoasă, dar... Na. Stai, ce-i asta? Ah, ok. Hai să-i dăm drive. Și hai să vedem cât atinge netunată. 408 km/h. Keep that number in your mind, pentru că se va schimba total. Garaj. Upgrade. Custom upgrade. Și hai să vedem ce putem face la ea. Deci, pot doar să schimb. Oh my god. Mi-ar trebui all-wheel drive. Hai să încercăm cu all-wheel drive. Și să punem pe ea. What? Doar atât? Pe bune? Ce pui mei? Frate. Să nebunesc. Aha. A, în sfârșit. Am nevoie și de viteză pe porțiunea aia de final. La cauciucuri. Forța. Și am nevoie de cât mai... mari. What? Hai să vedem ce poate. Install setup. Ar trebui să o ducă până în 400 la oră, sper. Măcar să-i atingă repede, atâta vreau. Hai să vedem.
423 de kilometri la oră. Hai să vedem. Asta ar trebui să fie mașina perfectă, sincer, dacă nici cu asta nu câștig. Hai să vedem pe șosea cum accelerează. Se duce, frate, se duce, n-ai. Hai să pun checkpoint aici. Se ține super ca lumea pe șosea. Uitați-vă și voi cum face curbele. Să nebunesc, e super. Ce mașină are asta? Are gear. Stai aici, a, dar n-am. Ups, greșeala mea. Hai mă. Și după aia să fac Midnight Battle-ul ăla și gata. La Ferrari. Hai că se poate. Faza e că în cursa asta plouă și e nașpa. Da. Nu ieși de pe carosabil. Cum se duc ăia aici prost. Și am uitat și de... Am făcut cursa asta de vreo 4 ori și încă nu știu pe de rost. Deci da. Nu poate și ea să fac dintre mai curba 200 la oră sau la cât neva. Vedeți despre ce vorba? De ce ai pus frână? Hennessy, sau cum îi zice mașinii astea. Cred că o să dau dificultatea înapoi mai jos. Dacă nici acum nu reușesc să o fac. Da, și fac greșeala pe care...
Greșeală, mare greșeală. Ratat checkpoint. Hai mă, chiar așa de greu poate fi, trebuie să... O să ajung să-mi activez și Stability Management Control sau cum naibă îi zice. Trebuie să mă învăț să pun frână. Pune frână! Acum să le iau la viteză. Nu se lasă! Nu se lasă! Lasă-l! Lasă-l! Du-te, dracu, du-te, naibii, deci nu pot să vă... Restart event, îmi pare rău. 4 minute din videoclip ăsta s-au dus pe... Nu mai zic că îmi vine să-mi jur. Frate, așa de... Știi ce? Activez Stability Management Control. Eu nu mai pot, nu mai se poate, pe bune. De ce nu mă lasă să... Dau rewind. Restart din nou. Credeam că cu ăsta activat o să mă limiteze la putere și o să pot să fac curba cât de strâns vreau eu. Dar văd că nici așa nu merge, deci... Doi, bă! Da, cu stability-ul care se chinuie și eu care fac un rahat. Pe bune, o să fac quit rage. Accelerez și ca ultimul handicapat. Hai mă, fraiere. 1v1 cu un la Ferrari. Ți-am la fața, fraiere. Mai am tu acum. Băi, ești nebun. Ce forțează. Forțează maxim. I-am dat și într-o mașină. Dar pot și eu să forțez, sincer. Ăla e, mă. Ignorația aia. Ăla e, frate, ăla e. Fuck e. Oh God. Continue. Și vom face Midnight Battle.
Bine, sunt buni și banii, dar... In the shop today, this bloke comes up to me, gets right up in my face, says he's got a message for you. One race, head to head, midnight tonight. He staked his car if you can beat him. How cool is that? I felt like I was in one of those movies. Și-a pus mașina la bătaie? Cred că veți vedea în episodul următor ce se va întâmpla. Deci, ne auzim atunci. Pa, pa!